Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Preobiților, în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu, care a fost programat, a fost programat în contextul temei biruința asupra lumii și specific astăzi judecata lumii. Când vorbim despre judecata lumii, nu vorbim despre judecata copiilor lui Dumnezeu. Există o judecată în vederea răsplătirii. Copiii lui Dumnezeu vor fi judecați. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. În judecata aceasta a răsplătirii, există mai întâi un pericol. Și anume, în urma acestei judecăți, cineva să-și piardă răsplata. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin Apostolul Pavel, este vorba de cel care zidește pe temelia Hristos, dar nu zidește lucruri prețioase. E foarte posibil să fie vorba despre motivația cuiva, despre calitatea slujirii cuiva, despre pasiunea slujirii cuiva. Cert este că acest om va fi mântuit, dar ca prin foc. Prin foc în sensul că își va pierde răsplata. În împărăția lui Dumnezeu va intra o categorie de oameni care nu vor fi răsplătiți. Cineva poate să spună, păi e bine și așa. Dă-mi voie să te avertizez cu privire la un lucru. Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Cu o asemenea atitudine este foarte posibil să nu pierzi doar răsplata, să pierzi și mântuirea. Pentru că dacă intenționat spui, vreau să fiu preșul raiului, să-mi fac și eu loc undeva după ușă. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are locuri după ușa raiului. Și dacă intenția ta este să trăiești o viață pe margine, pe marginea prăpastiei, pe marginea indiferenței, s-ar putea să n-ajungi șontâc-șontâc în împărăția lui Dumnezeu, fără răsplată. Și dacă intenționat faci lucrul ăsta, foarte posibil să ajungi în eternitate și fără mântuire, nu numai fără răsplătire. De aceea am spus lucrul ăsta ca nu cumva cineva să spună, eu vreau să fiu mântuit ca prin foc, eu vreau să fiu mântuit fără răsplată, eu vreau să fiu răsplătit fără slujire, eu vreau să fiu răsplătit așa, doar cu viața veșnică, doar să ajungă în rai. Există apoi grade de răsplătire în ceea ce privește moștenirea eternității. Și Apostolul Pavel spunea, mă ostenesc, slujesc pentru ca nu numai să nu-mi pierd răsplata, dar să am o răsplată cât mai mare. Asta e o atitudine potrivită. Atitudinea potrivită a credinciosului mântuit și răscumpărat este să-și adune cât mai multă răsplătire în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că sunt grade de răsplătire. Sunt unii oameni pe care îi știu și pe care îi văd de mulți ani de zile. Devotați și dedicați. Nu se poate întâmpla ceva în biserica asta fără să vină și să lase ultima picătură de transpirație aici. Sunt oameni care atunci când este vorba de o dărnicie ca cea pe care am anunțat-o, nu ia în calcul cât au, ci cu cât rămân. Sunt oameni care nu se mulțumesc cu mediocritate. Sunt oameni care dau totul pentru Hristos.
pentru ca să capete totul în eternitate. Există gradații în ceea ce privește răsplătire. Și nu este niciun păcat să dorești să fii cât mai implicat, să fii cât mai muncitor în ogorul Evangheliei, să slujești cât mai mult și cât mai bine, pentru ca să aduni cât mai multă răsplătire. Nimic greșit cu această atitudine. Este atitudinea exact opusă, aceleia care spune să intru în împărăția lui Dumnezeu cu cât mai puțin, chiar cu nimic, doar să intru acolo. Dacă prima atitudine te va îmbogăți și te va face să strălucești în împărăția lui Dumnezeu, cealaltă atitudine te va pune la risc. Riscul de a nici nu avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de omul care a vrut să rămână măcar cu un talent și care până la urmă a rămas fără el complet. Să ne păzească Dumnezeu de această atitudine a minimului, a nimicului, atitudinea lui zero. Când se face judecata copiilor lui Dumnezeu însă, în vederea moștenirii împărăției, este o judecată care se face aici. Și vreau să repet, în afara răsplătirii, am vorbit de judecata răsplătirii care va avea loc la intrarea în împărăție, când Dumnezeu ne dă moștenire și ne dă darurile veșnice. Judecata în ceea ce privește mântuirea și păstrarea mântuirii noastre are loc aici. Cuvântul Domnului spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea la cina Domnului. Vă aduc aminte că biserica primară se împărtășea în fiecare zi. Scopul era ca în fiecare zi omul să-și facă o cercetare personală. Domnul Iisus Hristos a spus ori de câte ori, există posibilitatea să luăm cina prea rar și poate prea des. Când o luăm prea des, cum a fost în fiecare zi, e posibil să-și piardă valoarea și însemnătatea, pentru că vă aduc aminte ce au pățit corintenii. Când au luat cu nebăgare cina Domnului, nici nu s-au mai așteptat unii pe alții, care cum a venit și a luat cina, unii o luaseră, unii nu o luaseră, nu se mai așteptau unii pe alții, o luau pe compartimente, unii care erau puțin mai înstăriți față de cei care erau mai puțin înstăriți, unii mai importanți decât ceilalți, și mai departe. Au început să creeze compartimente în biserică, inclusiv în ceea ce privește împărtășire. Dar există și pericolul să o luăm prea rar, există biserici care o dată pe an, păi până trece anul, hai că să fim sinceri, noi o luăm o dată pe lună, dar trece luna, dacă nu te-ai cercetat în fiecare zi, îți mai aduci aminte ce ai făcut în luna trecută? Nici n-avem timp, fraților, că durează rugăciunea 5 minute, într-un caz fericit, păi în 5 minute n-ai timp nici de introducere a rugăciunii. Ce să mai te gândești la ce ai făcut sau n-ai făcut în zilele trecute, în săptămânile trecute. Cercetarea personală a creștinului responsabil are loc zilnic. Zilnic. Când memoria este proaspătă, când conștiința e trează. Pentru că Biblia spune, tot prin Pavel în Corinteni, că dacă nu ne cercetăm noi, dacă nu ne judecăm noi, ne judecă Dumnezeu pentru ca să nu fim judecați odată cu lumea. Și când Dumnezeu ne judecă, introduce acel aspect al pedepsei. Și Biblia spune, tot prin Pavel în Evrei, să nu disprețuim pedeapsa. Dumnezeu se poartă ca și cu niște fii.
Am spus de multe ori și greutatea doctrinară, sound doctrine, is in disclaimers, în clarificări. Sănătatea doctrinară stă în clarificări. De ce? Pentru că vorbim despre un Dumnezeu bun care iartă, dar nu trebuie să uităm de același Dumnezeu care e drept și judecă. Vorbim despre un Dumnezeu care judecă, dar nu trebuie să uităm de un Dumnezeu care iartă și reabilitează. Vorbim despre suferință ca mod de testare și încercare a credinței sau de pregătire pentru lucrarea lui Dumnezeu, sau vorbim despre suferință ca pedeapsă. Există și lucrul acesta. Și niciodată atunci când ajungem în suferință, nu trebuie să neglijăm acest aspect. Necazul nu este, frați și surori, că Dumnezeu ne-ar pedepsi, că toți merităm lucrul ăsta dacă nu o facem noi, dacă nu ne judecăm noi și nu luăm noi măsuri împotriva noastră. Dumnezeu se simte obligat pentru că îi aparținem, suntem copiii Lui, să o facă El. Problema nu este că Dumnezeu ne judecă și ne pedepsește și că noi ne asumăm suferința și ca un mod de corectare, de îndreptare și de purificare a vieții noastre spirituale. Nenorocirea este că o facem unii în dreptul altora și nu fiecare în dreptul lui. Domnule, când cineva se îmbolnăvește, are un diagnostic, când cineva suferă, pierde, îi se întâmplă ceva, toți ceilalți sunt judecători. Aha! Îl arătăm cu degetul, o arătăm cu degetul, trebuie să fie ceva. Așa au făcut prietenii lui Iov, în necunoștință de cauză. Când e vorba de noi, suntem extrem de ofensați dacă cineva ar crede că suntem pedepsiți și noi niciodată nu alegem calea de a ne judeca, de a ne cerceta și de a spune, ia să vedem, merit sau nu merit? Ce vrea Dumnezeu să facă prin suferința asta? Deci fiecare trebuie să-și aplice lui însuși. Acest sistem de evaluare, nu altuia. Eu nu sunt chemat să știu în dreptul altuia de ce suferă. Eu sunt chemat la compasiune și la suport. Atât. Atât, fraților. Atât. Pentru că s-ar putea să mă înșel amarnic. Știți că întotdeauna suferința din viața altuia e un test al părtășiei frățești, al legăturii frățești, al iubirii frățești. Mă bucur ori de câte ori sunt inițiative în biserică și sunt multe și nu puține. Și când vin frații și ne întreabă, frate, am auzit de familia cu tare că e în necaz și am vrea să-i ajutăm. Am putea. Și ați dat o dovadă de maturitate spirituală și de bună creștere din toate punctele de vedere. Am putea să lansăm un proiect, să ajutăm familia cu tare. Noi niciodată n-am spus nu. Din contră, ne-am bucurat, am încurajat lucrul ăsta. Pentru că am văzut asta ca o dovadă a iubirii frățești. A faptului că atunci când un mădular suferă, nu toate mădularele îl judecă, ci toate mădularele suferă împreună cu el. Asta este o atitudine potrivită față de suferința din viața altuia. Dragii mei, este foarte posibil ca multe dintre suferințele noastre, iarăși am spus multe, toate suferințele noastre, să fie un model pentru cei din jurul nostru, exact cum a fost suferința lui Iov, că îl slujim pe Dumnezeu de adevăratele, nu numai în zilele însorite, nu numai atunci când ne merge bine, ci și atunci când ni se neacă toate corăbile și să rămânem neclintiți în neprihănirea noastră. Din punctul de vedere al satanei, orice suferință este o ispită.
Pentru că ceea ce ar vrea Satana să ne împingă să facem e să-L blestemăm pe Dumnezeu. A-L blestema pe Dumnezeu nu înseamnă să rostești un blestem. Dar dacă i-ai întors spatele, dacă ești dezamăgit de El, dacă-L arăți pe El cu degetul și îi spui ești nedrept, nu ești corect și întrebi de ce, l-ai necinstit prin acest comportament. Și ai demonstrat că ești loial și îl iubești pe Dumnezeu doar atunci când Dumnezeu stă în poziția de drepți în fața ta, execută tot ceea ce îi spui tu. Atunci Dumnezeu ăla ți-l trebuie. Ăla care așteaptă loialitate și atunci când ești în mijlocul necazului și al suferinței, să rămâi neclintit în neprihănirea ta și să spui Domnul a luat, Domnul a dat, fie în numele Domnului lăudat. E, Dumnezeu vrea să fie și Dumnezeul acela care te lasă cu semne de întrebare, care te lasă cu nelămuriri, care te lasă în suferință, care nu-ți răspunde imediat la rugăciune. Pentru că Dumnezeu va crea scenarii în viața ta care să demonstreze, să-ți demonstreze ție, să demonstreze cerul din jurul tău, lumii, că ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Încă n-a venit, fraților, vremea paradisului, când să ne meargă toate lucrurile perfecte. Acum, mai este un component al judecății copiilor lui Dumnezeu și pentru că nu suntem întotdeauna obiectivi, suntem subiectivi. Dumnezeu ne-a lăsat să veghem unii asupra altora. Când cineva vede pe fratelui că sunt într-o greșeală, deodată într-o greșeală, să-i atragă atenție, cu dragoste, să-i spună. Dacă trebuie să-l mustre. Pentru că Biblia spune că e mare lucru să smulgi pe cineva din foc. Urând și cămașa mânjită de carne, asta însemnând fără să te atingi de fără de legea lui, asta însemnând fără să accepți și să tolerezi fără de legea lui, dar făcând tot posibilul, în mod disperat, să smulgi pe cineva din nelegiuire. Pentru că e un suflet care se pierde și care se distruge. A veghea unii asupra altora și a încercat să ne îndreptăm. Este o lucrare extrem de sensibilă, extrem de dificilă. Și trebuie să facem lucrul acesta. Pentru că nu vrem să se piardă un suflet. Ăsta este motivul, asta este motivația noastră. Am vorbit puțin preliminar despre judecata copiilor lui Dumnezeu, pentru ca să delimităm judecata aceasta de judecata lumii. Judecata lumii este, în primul rând, iminentă. Să știți că judecata lumii va veni. Judecata lumii a început. Există și aici judecată împotriva acestei lumi. Este o judecată a consecințelor pe care Dumnezeu le-a lăsat legate de, atașate de păcat. Păcatul vine cu consecințele lui naturale. Tot ce se întâmplă în jurul nostru, toate crimele, toate nenorocirile, tot răul, toate cataclismele, tot răul din lumea asta este rezultatul natural al nelegiuirii și al păcatului. Păcatul vine la pachet. Oamenii vor păcatul doar pentru plăcerea de moment. Și Dumnezeu a avertizat. Plata păcatului este moarte. Există o asociere între păcat și consecință. Foarte mulți au impresia că Dumnezeu stă la balconul cerului și izbește și pocnește de fiecare dată atunci când cineva face un rău. Dumnezeu a lăsat această porție de judecată în păcat. Este în păcat. L-ai comis, i-ai mâncat coaja, i-ai mâncat și conținutul. I-ai gustat plăcerea, îi suporți și consecințele. Sunt foarte mulți oameni distruși, praf cu viețile, praf. Pentru că nu s-au putut abține în fața nelegiuirii și a păcat. Au justificat în toate felurile. De ce?
și că trebuie. Și că au dreptul. Când a venit consecința, s-au mâniat, s-au supărat, s-au deranjat. Au încercat să arate în toate părțile cu degetul, inclusiv pe Dumnezeu. În realitate, păcatul este un ambalaj. În interiorul lui este pedeapsă. Ai desfăcut ambalajul? Te-ai ales cu pedeapsă. Dreptatea lui Dumnezeu impune judecata. Datorită principiilor sale. Pentru că Dumnezeu este sfânt și că dacă Dumnezeu ar tolera păcatul, și-ar compromite propria lui integritate. În pragul eternității, Dumnezeu trage linie și încheie socotelile. Și o face prin judecata finală. Înainte de eternitate are loc judecata tranșantă a lui Dumnezeu. E iminentă. Va veni. Vă promit. Dreptatea lui Dumnezeu o impune. Principiile lui o impun. Dumnezeu nu va accepta o eternitate în care să nu rămână în picioare adevărul lui, dreptatea lui, valorile lui, poruncile lui, principiile lui. Ultimul cuvânt îl are sfințenia lui Dumnezeu, care ori îmbrățișează, ori respinge. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți viața veșnică, depărtați-vă de la mine. Toți care înfăptuiți fără de legea. Este tranșantă această judecată și este iminentă datorită principiilor sale, datorită pedepsei pe care i-a aplicat-o lui Hristos pentru toate păcatele omenirii. Știți că Ioan spune că este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. De ce a plătit Hristos pentru toată lumea? Pentru ca toată lumea să aibă șansa mântuirii. Cine respinge pe Hristos, se face responsabil de pedeapsa pe care Dumnezeu a aplicat-o lui Hristos. Și ia pedeapsa de acolo și o aplică lui însuși. Și asta se numește iad. În eternitate vor plăti oamenii pentru pedepsirea lui Hristos în dreptul păcatelor noastre, că s-a încărcat cu păcatele noastre și a plătit pentru întreaga omenire. Și Dumnezeu nu va lăsa acest afront nepedepsit. Lasă afrontul acesta nepedepsit în dreptul celor care îl primesc pe Hristos ca mântuitor și acceptă neprihănirea. Pentru cei care îl resping, Dumnezeu le va aplica pedeapsa eternă. Pentru că al ucide pe Fiul lui Dumnezeu, a comite această nedreptate. Știți de ce ajunge moartea în iad? Datorită nedreptății pe care a comis-o. Plata păcatului este moartea. Când s-a atins de Fiul lui Dumnezeu, care era neprihănit și perfect, a luat ce nu-i aparținea. Afrontul acesta va face ca moartea și locuința morților să fie aruncate în iazoc cu foc. Ultimul mare dușman. Pedepsit și aruncat în flăcări. Cei care nu-L primesc pe Hristos ca mântuitor și îi resping prețul, cuiele, sângele, spinii, loviturile, batjocurile, care resping jertfa lui Hristos, se încarcă cu pedeapsa pe care Hristos a luat-o asupra Lui ca să ne scape de ea. Și noi spunem, mie nu-mi trebuie. Pedeapsa să vină asupra mea, exact ce au spus la răstignire fruntașii când au zis sângele lui să cadă asupra capului nostru și asupra capului urmașilor noștri. Asta este declarația unui om care nu-L primește pe Hristos ca mântuitor. Dreptatea lui Dumnezeu impune judecata datorită principiilor sale, datorită pedepsei, că Hristos a murit pentru păcat și a plătit prețul, dar și datorită paradisului.
Pentru că dacă în eternitate ar exista un singur compartiment și, cum spun unii, acolo ajungem toți până la urmă, Dumnezeu n-ar fi drept. Trebuie să se facă o judecată de departajare a oamenilor care intră în rai și care nu intră în rai. De fapt, ce este iadul? Iadul este locul unde nu e rai. Pentru că dacă i-ar primi pe toți, Dumnezeu ar comite o mare nedreptate. Oameni care au primit neprihănirea lui Hristos, care s-au străduit să trăiască o viață curată, sfântă și evlavioasă, și criminalii lumii acesteia. Au loc toți în raiul lui Dumnezeu, fără pocăință? Nu! Și atunci oamenii care nu s-au pocăit, care n-au acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos, care l-au respins ca mântuitor, nu pot să ajungă în paradisul lui Dumnezeu, e nedrept. Și atunci Dumnezeu a creat un loc afară, înăuntru și afară. Afară sunt oamenii nelegiuiți și întinați. Dreptatea lui Dumnezeu impune să n-ajungem la un loc cu nelegiuiții lumii. Pentru că dacă ar ajunge în rai, raiul s-ar transforma în iad. Judecata lumii este iminentă, judecata lumii este inevitabilă. Pentru că sunt unii care cred că se descurcă. Este expresia favorită a românilor. Unii cred că se descurcă și în eternitate. Vreau să spun că nimeni nu poate evada universul lui Dumnezeu. Există un univers al lui Dumnezeu. De fapt, și universul acesta este al lui Dumnezeu, însă dincolo de universul acesta este un univers al eternității, care prinde în compasul lui tot ceea ce este văzut, nevăzut. Ei, nimeni nu poate evada universul unde Dumnezeu este totul. Nimeni nu poate evada universul unde Dumnezeu știe totul. Nimeni nu poate evada universul unde Dumnezeu e pretutindeni. Psalmistul spunea, unde să mă duc departe de fața ta? Și-a făcut tot felul de socoteli, cât de departe, cât de jos, cât de sus, oriunde ar putea să meargă. Și-a ajuns la concluzia că nu există niciun loc unde se poată fugi de fața lui Dumnezeu. Nimeni nu poate evada universul lui Dumnezeu. N-ai unde să te duci departe de fața lui. Oriunde ai fi și oriunde ai ajunge. Undeva unde locul acela se poate numi undeva. Ești la un întins de braț de Dumnezeu. Nu poți scăpa. În al doilea rând, nimeni nu-L poate elimina pe Dumnezeu din universul Lui. Știu că oamenii spun că nu există Dumnezeu. Dar nebunul zice în inima lui că nu e Dumnezeu. Faptul că cineva declară că nu există Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu există Dumnezeu. Nu-L poți elimina pe Dumnezeu ca să scapi de judecata Lui. Nu poți să te duci departe de Dumnezeu să nu te ajungă cu judecata Lui, nu poți să-L elimini pe Dumnezeu ca să nu mai aibă cine te judeca. Dumnezeu există, independent de voința ta, independent de credința ta. De fapt, frați și surori, oamenii care spun că nu pot să creadă, nu vor să creadă în năbușa adevărului, în nelegiuire, de dragul păcatului, îl declară pe Dumnezeu că nu există. Vorbeam mai devreme, fratele Dor vorbea despre idolatrie. Ce este idolatrie? Inventarea unor dumnezei. Oamenii au inventat dumnezei crezând că le elimină pe Dumnezeu. Și ascultați, în mijlocul idolatriei, acolo unde ei de fapt spuneau nu există Dumnezeu, ăștia-s dumnezei, au făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Pavel imediat a pus mâna pe altarul ăla, a spus, aha, ia uite pe cine vă propovăduiesc eu, ați fugit de el, v-ați inventat zeci și sute de dumnezei și dumnezeiași, idoli și idolași, statui și statuiete, crezând că veți scăpa de adevăratul Dumnezeu. Și uite că v-ați făcut un Dumnezeu care de fapt îl reprezintă pe el, necunoscut, dar adevărat, pe a
acel Dumnezeu vi-l prezint eu, pe care voi nu-l cunoașteți. Pentru că nu vreți să-l cunoașteți. Că și bâșbâind pentru neric cu ochii închiși, dacă ați întinde puțin mâna în stânga și în dreapta, ați dat de el. Nimeni nu-l poate elimina pe Dumnezeu. Pentru ca să nu mai fie judecat. Și nimeni nu-și poate eradica trecutul și istoria vieții. Nimeni nu-și poate fabrica el însuși istoria. Să ducă înaintea lui Dumnezeu să spună: dovedește, demonstrează, adu probe. Să nu recunoască și să dea Dumnezeu din nou și zice: ce să-i facă? Nu, adevărul este că, uite, are pagina goală. Nu? A șters tot. Dragii mei, bine, știința demonstrează în zilele noastre că nimic nu se poate șterge. Până și particulele din atmosferă sunt aparate de înregistrare, dacă știați. Lumina, fotonii ăștia. Știți că înaintea lui Dumnezeu și întunericul este lumină. Nici la întuneric nu ne putem ascunde. Și că tot ce s-a făcut la ascuns va fi strigat de pe acoperișul caselor. Cineva m-a întrebat odată: care e definiția păcatului? Păi ceea ce faci sau spui și nu vrei să știe nimeni. Aia e păcat. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu este nimic, nimic, nimic ascuns. Și nimic nu se poate eradica. De aceea psalmistul spunea: păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dragii mei, nu există un om în istorie să fi depus mai multe eforturi să-și șteargă păcatul decât David. Ca David să șteargă păcatul, l-a adus de pe front pe Urie și l-a îmbătat. N-a reușit. Ca David să șteargă păcatul, a trimis scrisori la Ioab ca să fie omorât Urie. Și a fost omorât Urie și tot n-a reușit. Și la un moment dat, gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, a spus: păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dragul meu, să n-ai impresia că vei scăpa vreodată de păcatul tău nemărturisit și nepărăsit. Te va urmări. Și de ce trece timpul nu vei scăpa de el? Te va opresa și mai mult. Pentru că nimeni nu-și poate eradica trecutul și istoria vieții. Singurul care poate șterge este Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și singura soluție este sângele Domnului Iisus Hristos. Tu nu poți să uiți, Dumnezeu poate. Știți care este unul dintre cele mai mari favoruri pe care ne-l va face Dumnezeu în eternitate, la intrarea în eternitate? Să șteargă amintirea lucrurilor acestora rele din memoria noastră. Pentru că în eternitate nu vom intra cu amintirea acestor lucruri. Păcatul nu va sta necurmat înaintea noastră în eternitate. Ar fi o tragedie. Dumnezeu ne va ajuta să facem ceea ce El deja poate să facă. Noi ne pocăim, dar rămânem cu anumite memorii. Biblia spune: ne e rușine de lucrurile de odinioară. Urâm lucrurile de odinioară. Am vrea să le uităm și încă nu putem, și probabil că nu putem, pentru ca să ne aducem aminte de rezultatele, de consecințele lor și să ne ferim de ele, spune, să nu vă mai duceți în lucrurile pe care le-ați făcut altădată. Că vă aduceți aminte în ce mocirlă v-au aruncat. Ei, în eternitate Dumnezeu ne va da capacitatea să ștergem, să transformăm pagina, istoria vieții noastre în ceea ce scrie Hristos acolo cu sângele Lui și nu în memoriile noastre.
de acum. Nimeni nu-și poate eradica singur trecutul, istoria vieții. Când vei ajunge la judecată, dacă nu faci parte din poporul lui Dumnezeu, este pentru că nu poți să fugi de Dumnezeu, te poți ascunde de Dumnezeu, nu poți evada din universul lui Dumnezeu, nu-l poți elimina pe Dumnezeu din univers și nici nu-ți poți rescrie istoria vieții sau șterge trecutul. Și apoi judecata lumii este infailibilă. Aici este vorba nu numai de dreptatea lui Dumnezeu care impune judecata, ci dreptul lui Dumnezeu de a judeca. Mai întâi prin creație, pentru că este proprietar. Vezi, dacă te duci la un judecător și nu-ți convine judecata lui, te duci la un for superior și spui, judecătorul ăsta m-a nedreptățit. Știți că noi când am avut cazul cu guvernatorul Pritzker, ne-am dus la un judecător, primul judecător care ne-a luat cazul, era angajat al facultății de drept Pritzker, unde ăsta dăduse nu știu câte milioane, vreo 100 de milioane de dolari, că e miliardar. Și ne-am dus la angajatul lui Pritzker să ne judece. Normal că ăsta, în doi timp și trei mișcări, ne-a declarat vinovați. Am zis, ne ducem mai sus. Ne-am dus mai sus, ne-am dus la o curte liberală, am spus, ăștia nu merită să ne judece. Ne-am dus la Curtea Supremă. A luat domnul Kavanaugh la bani mărunți pe guvernator, trei ore înainte să fie obligat să-i dea răspunsul, a declarat statul Illinois cel mai liber stat din 50. De unde era cel mai opresiv. Mergi mai sus, domnule. Dacă consider că judecătorul pe care l-ai, n-are dreptul să te judece. În mod normal, primul judecător nu avea dreptul să ne judece. Trebuia să se scuze, să spun eu, nu pot să-i judec pe ăștia, că sunt în litigiu cu șeful meu. Dumnezeu este proprietarul universului, că El l-a creat. Și stă în mod legitim pe tronul lui de judecător. Nimeni n-are dreptul să-l dea la o parte și nu există niciun for superior deasupra lui. El are dreptul să te judece și numai El are dreptul să te judece. De aceea judecata lui este infailibilă. Nu poate fi întoarsă pe dos, nu poate fi amendată, nu poate fi anulată de niciun alt for. Este inapelabilă. Doi, dreptul lui Dumnezeu de a judeca prin grație, prin har. Atunci când Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru noi și noi zăceam în cel rău și eram complet lipsiți de putere, așa spune Biblia, eram complet lipsiți de putere, Dumnezeu a pus destinul nostru veșnic în mâinile noastre, să ne alegem stăpânul, dar odată cu stăpânul să ne alegem și eternitatea. Să ne alegem stăpânul și destinul. Că stăpânul Dumnezeu are destinul vieții. Stăpânul cel rău are destinul iadului și al pedepsei veșnice, moartea Domnului. Prin grație Dumnezeu are dreptul să te judece. Și n-ai ce să zici pentru că tu singur te-ai judecat. Dumnezeu aproape că nici nu te judecă. Și ce Dumnezeu, ce ai ales? Păi l-am ales pe Hristos. Am ales raiul. Acolo te duci. Am ales lumea, l-am ales pe diavolul, am ales păcatul. Ți-ai rostit singur sentința. Cel mai ușor pentru un judecător este atunci când așează decizia acuzatului în mâinile lui. Nu mai poți să spui, Dumnezeu e rău, Dumnezeu este intransigent, Dumnezeu nu mă vrea pe mine în rai, așa a hotărât El să mă bage în iad. Nu, te duci unde ai ales. Te duci unde ai ales. Ți-ai ales destinul pentru că ți-ai ales stăpânul. Și nu poți să dai vina pe nimeni în ziua judecății. Dar aici...
Țin minte când era vorba de judecător, zice, dacă îl nimerim pe ăla e mai bine, dacă îl nimerim pe ăla e mai rău, că-s mai mulți judecători. Dai de unul care e mai așa, mai îngăduitor, mai... Nu mai vorbesc de faptul că același judecător, dai peste el într-o zi mai bună, într-una mai rea, depinde. Dragii mei, când ajungi înaintea judecătorului Dumnezeu, ce ai decis? Ți-am pregătit șansa să alegi să fii cu mine și ai respins-o, ai spus nu vreau. Nu sunt responsabil. Nu eu te-am aruncat în ea, tu ai sărit. Prin grație, dreptul lui Dumnezeu te-a judecat. Pentru că, de fapt, tu te judești pe tine însuți. Și, în al treilea rând, prin justiție. Justiție are și o însemnătate de echitate. Vedeți, un judecător nu poate judeca dincolo de propria lui integritate. Știți că Biblia vorbește despre un judecător nedrept, care a făcut dreptate unei femei. Dar i-a făcut dreptate nu pentru că avea dreptate și nu pentru că voia să-i dea dreptate, care a respins-o de multe ori. N-a vrut să-i facă dreptate, dar l-a bătut la cap până când s-a lăsat pe gubaș și a spus îi fac dreptate să mă lase în pace. Mă obosește. Dragii mei, ascultați. Dumnezeu are dreptul să judece pentru că și-a dovedit integritatea prin înviere. Am să mai citesc un verset, vă rog să ne ridicăm în picioare, ascultați ce spune în versetul 31 din Fapte 17. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită că merită să judece, că are dreptul să judece, că are integritatea să judece prin faptul că l-a înviat din morți. Hristos, dacă nu era sfânt, 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 dacă nu era perfect, 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 nu învia din morți. Învierea din morți a Domnului Iisus Hristos demonstrează integritatea Lui. Și prin faptul că L-a înviat din morți, demonstrează că are o justiție perfectă. Justiția lui Dumnezeu e o justiție perfectă pentru că judecătorul este perfect. A fost demonstrat prin înviere că e perfect. Că merită să stea pe scaunul ăla. Învierea lui Hristos a demonstrat sfințenia lui Hristos. Că dacă jertfa nu era primită și dacă jertfa nu era sfântă și dacă jertfa nu era acceptată ca plată pentru păcat, dacă jertfa nu era fără cusur, Hristos nu învia din morți, fraților. Prin învierea din morți a demonstrat că Hristos se califică să stea pe tronul de judecător. Și că judecata lui este dreaptă, este corectă. Sunt multe considerente în virtutea cărora Dumnezeu va judeca lumea. Cu ajutorul Domnului de seară vrem să parcurgem câteva dintre ele. Dar în această dimineață aș vrea să te întreb, auzind toate lucrurile acestea, vrei să ai parte de această judecată? Vrei să ai parte de judecata lumii? Pentru că e alegerea ta dacă da sau nu. Biblia spune că cine l-a primit pe Hristos ca mântuitor, nu merge la judecată, ci trece din moarte la viață. Trece de episodul acesta tragic. Am o veste foarte proastă. Dacă cineva ajunge la judecata asta, următorul pas nu este sub semnul întrebării. Următorul pas este iadul. De la judecata asta nu se merge decât în iad, fraților. Nimeni nu scapă de judecata asta cum trebuie. Singura ta șansă este în această zi să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, să-L lași să-ți schimbe viața și să te judeci
Cum nu te poate judeca nici cel mai mare dușman al tău atât de aspru să te judești tu pe tine în fiecare zi? Să nu trebuiască să vină cineva să te tragă de mânecă și dacă te trage de mânecă, să-i mulțumești frumos că-ți vrea binele. Dar cu orice preț, spune Apostolul Pavel, să ajung dacă voi putea. Că nu e chiar așa de ușor cum cred unii. La învierea din morți. Ne rugăm Domnului și promitem credința noastră și îl rugăm să ne ajute să fim biruitori pentru ca să nu ajungem la această judecată. Ne rugăm cu toată biserica.